Lucrările la Esplanada Teatrului Național sunt oprite de aproape un an după ce primele săpături au scos la iveală vestigii arheologice. Astfel, lucrările au fost oprite de aproape un an pentru a se conserva ruinele găsite și, ulterior, zona va fi reabilitată. Încă de la începutul proiectului de modernizare și reabilitare a esplanadei din fața Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, autoritățile locale au fost înștiințate despre faptul că în zona ar putea exista vestigii istorice, lucru care s-a și întâmplat. Din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii, aceștia au informat autoritatea locală că există posibilitatea existenței unor vestigii, dar nu ni s-a comunicat sub nicio formă cât de importante sau cât ce amploare vor avea aceste vestigii arhitecturale. Acum un an, lucrările au fost oprite pentru a conserva zona extrem de importantă pentru istoria Iașului, însă lucrările de descărcare arheologică vor fi finalizate în curând, spun autoritățile. Din ce am înțeles noi, în următoarea perioadă vor finaliza cercetarea arheologică și vor întocmi un document și împreună vom decide exact care vor fi pașii de urmați. Cu siguranță, dacă ceea ce au descoperit ei are o însemnătate din punct de vedere istoric, arheologic pentru istoria orașului nostru, atunci vom lua o decizie astfel încât aceste vestigii să nu fie pierdute și să le putem conserva împreună cu specialiștii în domeniu. Noul proiect de modernizare include montarea unui foișor, a unui panou pentru expoziții, fântâni, toalete ecologice și amenajarea de spații verzi.